doliu în televiziune. A murit un prezentator legendar. Toată lumea îl știa, Brian Walsh, unul dintre legendarii prezentatori de televiziune din Australia, care a contribuit la lansarea carierelor unor vedete precum Kylie Minogue, Hugh Jackman și Guy Pearce, a murit zilele trecute la vârsta de 68 de ani. Brian Walsh era considerat ca unul dintre cei mai importanți oameni de televiziune din Australia din ultimele 3 decenii. Recent fusese numit director executiv la Foxtel Group, informează 9 News. Brian Walsh și-a început cariera la postul ABC, înainte de a se muta la Radio 2 SM. Primul contact al lui Walsh cu televiziunea a avut loc la Network 10, unde a contribuit la lansarea unor producții TV de succes precum Vietnam, The Bangkok Hilton și The Dirtwater Dynasty. Dar succesul global adus de serialul de televiziune Neige Hashburs a fost cel care i-a cimentat locul lui Walsh în istoria televiziunii australiene. Acest serial, difuzat începând cu 1985, a contribuit la lansarea carierei multor vedete australiene. Tot Walsh a fost forța creativă din spatele unuia dintre cele mai emblematice momente ale televiziunii australiene, lansarea Simply the Best pentru Liga Națională de Rugby, care a avut-o ca protagonistă pe Tina Turner.